Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Antena 3. Domnule ministru, vă rog să ne explicați concret ce se întâmplă, de exemplu, cu funcționarii parlamentari și ce se întâmplă și cu magistrații. Nu vor mai putea să-și aleagă perioada la care este raportată baza de calcul? Nu vor mai putea să-și aleagă perioada, însă acest lucru se întâmplă treptat și atunci când vom avea amendamente legate, veți vedea că va fi la lege o anexă, care, așa cum este și anexa, de exemplu, de acum, din legea 263, legea din sistemul public de pensie, știți foarte bine acea anexă cu creșterea vârstei de pensionare, pe acel model vor fi anexe care vor conține tabele, care în funcție de luna și anul ieșirii la pensie, vor avea perioade diferite. Deci va crește de la, dacă s-a crescut, de la o lună la 12 luni, prin proiectul de lege. Va fi o perioadă treptată, crescută acele 12 luni, transformate în ani, în ani, în ani, astfel încât va fi o creștere până la raportarea întreagă perioadă de 25 de ani. Până în ce an o să vedem că există această creștere? Deci până când ei trebuie să ajungă la pentru 65 orice ani? Solicitarea comisiei a fost pentru a nu bulversa, sistemul. Lucrăm acum la acele tabele, aștept și colegii miniștri să vină cu inputul dumnealor și joi când vom avea amendamentele gata, toate aceste informații vor fi transparente și, bineînțeles, vor fi depuse amendamentele la Camera Deputaților și acolo știți că sunt publice. Ce se întâmplă cu pensiile militarilor și cu pensiile angajaților din Ministerul Afacerilor Interne? În ce sens ce se întâmplă? Comisia Europeană le păstrează în plată, ce v-a cerut? Pentru că era o discuție, guvernul spunea că nu sunt pensii speciale, că ele sunt deja contributive, dar de la Bruxelles nu aveați această derogare pentru ele încă. Nu. A fost la un moment dat o discuție... Că de ce? Și aici revin la PNRR, a fost o greșeală scrisă acolo și am explicat-o, dacă vă aduceți aminte, când într-un document oficial am folosit o expresie inexistentă juridic, din punct de vedere juridic în România, și anume pensii speciale. Știți că această expresie o putem folosi, o puteți folosi dumneavoastră sau oricine altcineva, nu eu ca specialist, în comunicare publică, dar nu într-un document oficial. Și atunci a fost creată o confuzie, însă pensiile militare sunt și ele supuse reformei, explicându-le specialiștilor din Comisia Europeană și decidenților de la Comisia Europeană că pensiile militare deja au trecut prin patru reforme în România, pornind de la accederea României la NATO și trecând prin celelalte reforme și acea plafonare din 2017. Concret, cu pensiile aflate în plată, ce se întâmplă? Pensiile aflate în plată nu vor scădea, că n-au cum să scadă. Vorbim doar de acele pensii care depășesc salariul aflat în activitate și acelea care nu afectează partea de contributivitate. Lucru care este deja în proiectul de lege, nu trebuie să mai trecem acum, este în proiectul de lege propus de guvern și trimis în Parlament. Bună ziua, domnule ministru. Bună ziua. Ați spus că vor fi eliminate anumite categorii de pensii de serviciu, dacă le puteți enumera. Am și explicat parte din ele. Sunt, de exemplu, de la în momentul în care s-a luat decizia ca să nu se mai permită perioade asimilate, da? O parte din acele persoane, acele profesii care aveau perioada asimilată cu magistrații, impunându-se această vechinimă minimă de 20 de ani și crescând perioada pe 25 de ani, așa cum este pentru toți, acele categorii de profesii nu vor mai intra în această pensie. Atunci vor fi eliminate. Sau la funcționarii publici parlamentari, pensionar auxiliar și administrativ. Sunt categorii care nu mai fac parte din categoria funcționarilor publici parlamentari. În același timp am văzut un comunicat astăzi de la MIPE, știm că a fost un Voroș cu dumneavoastră și spunea în felul următor, că noi nu vom putea cumva să modificăm Planul Național de Redresare și Reziliență până nu încheiem toate aceste reforme, aici intrând pensiile speciale, despre care vorbim acum, dar și reforma pensiilor normale și legea salarizării unitare, dacă ne puteți explica puțin. Da. Încheierea Planului Național de Redresare și Reziliere se face în anul 2026 și este clar că atunci nu vom putea să încheiem acest plan dacă nu avem reformele făcute. Însă, după cum bine știți, reforma pensiilor, indemnizațiilor și pensiilor stabilite și plătite în baza unor legi speciale este aferentă cererii de plată numărul 3. Noi suntem încă la cererii de plată numărul 2. Iar celelalte reforme referitor la reforma pensiilor și reforma legii unitare, din salarizării unitare din sistemul public, este pentru cererea de plată numărul 4. În același timp, știm că de mai multe ori premierul a susținut public
că aceste pensii militare sunt pensii de serviciu care deja au fost odată reformate. Cum a reacționat premierul astăzi când ați avut această discuție și ați decis că toate aceste pensii trebuie incluse în reformă? Aceste, exact cum am explicat anterior, pensiile militare au trecut prin 4 reforme până acum, iar atât premierul cât și președintele PSD Marcel Ciolacu sunt extrem de determinați ca implementarea PNRR să nu fie pusă în pericol, chiar dacă alții la un moment dat au greșit. Noi trebuie să căutăm acele soluții și suntem în căutarea acelor soluții acum și discutăm cu Comisia acelor soluții, astfel încât nici să nu bulversăm sistemele, nici să nu afectăm sistemele din punct de vedere al independenței, și mă gândesc la deciziile Curții Constituționale și la tot ceea ce înseamnă până la urmă și în contextul actual, și am spus-o și eu de foarte multe ori că pensiile militare nu sunt pensii speciale, însă trebuie să... Principiul de bază de la care s-a plecat cu Comisia aici este acela de a nu mai permite prin legislație ca sistemele să fie abuzate. Ăsta e principiul de bază. În restul, pensiile militare, da, nu sunt pensii speciale. De fapt, legislativ, nicio pensie în România nu este pensii speciale. Însă trebuie să faci această tranziție către ceea ce înseamnă omul obișnuit. Nu trebuie să mai fie deosebiri atât de mari. Că sunt deosebiri, vin în remunerație și în ceea ce se întâmplă ulterior cu pensia, dar pentru că ai anumite restricții în timpul carierei și anumite incompatibilități și anumite drepturi care îți sunt diminuate și care îți sunt undeva plafonate. Asta este altceva. Dar ceea ce se întâmpla până acum cu acele asimilări de perioade și cu toate alea, aia nu trebuie să se mai întâmple. Astea sunt cerințele Comisiei Europene, nu? De fapt, și cerințele din CID, o parte din ele, însă noi am dezvoltat foarte mult cu Comisia Europeană și poate de multe ori am făcut public când am fost, că am considerat că e parte din fișa postului meu. Eu am fost de mai multe ori la Bruxelles, am mai avut mai multe videocoluri până la Bruxelles și dumneavoastră știți. Dar nu am considerat că trebuie să mă laud eu pe mine. Și după ce veți implementa toate aceste măsuri pe care le-ați prezentat puțin mai devreme, înțelegem că cei de la Comisia Europeană vor fi mulțumiți, adică au fost de acord cu ceea ce le-ați prezentat și închidem jalul. Sunt cele discutate cu Comisia Europeană și dacă aceste principii sunt respectate prin aceste amendamente și dacă liderii coaliției au spus că trebuie să fie respectate, vor fi respectate. Vă garantez. Domnule ministru, acea măsură cu impozitarea, cu supraimpozitarea pe partea de necontributivitate la pensiile speciale, cum a rămas? Se modifică ceva? Vom vedea un impozit mai mare? Urmează și aici discuții pe care le vom purta cu specialiștii din cadrul Ministerului de Finanțe. Au fost și astfel de discuții acum în coaliție. După cum știți, penultima decizie dinainte de a trece de Senat a liderilor coaliției ca toți miniștrii de resort să vină cu input alături de mine, este încă în vigoare. Deci rămâne în acest moment, vorbim doar de acel impozit de 15%? Nu, rămâne în discuție, am spus. Rămâne în discuție. Este un aspect asupra căruia încă reflectăm. Dar ar putea să sufere modificări, să crească, pentru că știm că în raportul Băncii Mondiale... Nici de cum în scădere. În raportul Băncii Mondiale s-a spus că este insuficientă această reducere. Eu n-am citit așa în raportul Băncii Mondiale și l-am citit pe tot. Am spus că este o măsură care aduce o economie atunci când se vorbește la venitul brut. Nu are cum să aducă, pentru că impozitul e o chestie de tehnică aici.